Prin încercări grele au trecut astăzi 42 de polițiști de la Fulger, au alergat peste 20 de kilometri, s-au târât prin Mlaștini, au trecut prin foc și s-au bătut până la sânge pentru a obține bereta neagră. Examenul nu a trecut fără incidente, câțiva polițiști au fost răniți, alții pur și simplu nu au rezistat, așa că nu toți au obținut titlul mult răvnit. Din 42, 34 au trecut testul de rezistență. La 7:30 dimineața, toți cei 42 de oameni ai legii erau aliniați pe platoul instituției, de unde au pornit într-un maraton pe o distanță de 20 de kilometri. În coada coloanei am alergat și noi jurnaliștii, întrucât ni s-a dat ocazia să trecem prin aceleași probe ca și polițiștii. La prima oprire am fost martorii unei rețineri ca în filme. Până atunci, primul doritor de a obține bereta neagră fusese eliminat. Este vorba despre prima femeie din istoria detașamentului care s-a înscris în concurs, însă nu a rezistat și pur și simplu a cedat. Lucrează în calitate de jurist la detașamentul cu destinație specială Fulger și și-a dorit mult să obțină bereta neagră. Încercarea vine în are. Sunt un pic dezamăgită, însă acum știu, trebuie să mai lucrez și cred că la anul să încerc chiar și da. Superiorii nu le-au dat nicio clipă de răgaz participanților, iar la fiecare câteva sute de metri alergați erau opriți și puși să facă flotări și așezări. Cine trișa era eliminat. Sleiți de puteri, transpirați și însetați, polițiștii au trebuit să se târască prin iarbă sute de metri. Această probă am testat-o și noi pe propria piele. Adevărul este că să te târăști prin iarbă nu este tocmai ușor. După vreo câțiva metri, încep să obosești, iar mâinile și picioarele nu prea te mai ascultă. A urmat proba la tir, acolo participanții au putut să tragă o gură de aer și să se odihnească un pic, așa că toți s-au descurcat de minune, chiar și eu. Ai un 7? Așa. Și 2 de 6. Hai, ai nivelul de fiecare dată. Da. Cel mai greu abia urma. În condiții extreme, polițiștii au escaladat cariera de piatră de la prunc, o etapă care a mai eliminat câțiva dintre participanți. Nu s-a trecut fără incidente, un polițist a fost rănit la un picior, însă chiar și așa a continuat lupta. Mai întâmplă, așa e serviciu. Ați căzut jos, ce? Nu, așa s-a primit, m-am unicat, nu-i extra. Altul abia de se mai ținea pe picioare. Ecoleacă! Conform scenariului, în câteva minute, cei care participă la proba de astăzi urmează să fie atacați de către niște persoane necunoscute cu focuri de arme. Deja colegilor sunt în ambuscadă, iar ei vor trebui să meargă prin apă până la brâu cu o greutate de 30 de kilograme asupra lor. Și asta nu este tot. Una dintre cele mai grele probe pe care băieții au trebuit să le treacă este cea de foc, pe care voi încerca să o trec și eu. Eu însă am trișat. Ultima încercare a fost cea mai grea pentru polițiștii, care practic rămăseseră fără puteri. 3 minute atât trebuie să se țină pe picioare cei care au ajuns la ultima probă, adică cea de lupte corp la corp. Din câte se poate vedea, adversarii lor lovesc în ei fără milă, iar în caz că ei cad jos, sunt eliminați din probă. Deși erau la limită, cu toții au trecut proba cu brio. Confirmarea că au primit bereta neagră a fost ultimul glonț tras în aer. Agent superior, Tară Serghei. Pentru Fulger! Am avut puțin îndoiele, adică am puțierile mele, dar am văzut rezultatul la antrenamentele pe parcursul totului an. Care este primul lucru care vreți să-l faceți acum că ați scăpat deja de tot? Cred că întâi o baie.